Atunci când Ceaușescu a vrut să scape de datoria externă și a scăpat, să nu uităm că România după Revoluție n-a avut niciun leu datorii către bănci. Iar acum avem 176 de miliarde datorie. Dacă o ținem așa, pierdem țara. Că noi, adică, nu suntem America să nu plătim datoriile. Adică am dat toată țara. Ne-am amanetat, da, țara, nu? Da, așa, oricum e amanetat. Bun. La ce sumă e țara amanetată definitiv, după părerea ta? Acum, la datoria externă... Nu, la cât trebuie să ajungă datoria ca să fie par România? Convingerea mea că la 300 de miliarde. Numai a noastră țara, nu? A? E a noastră, dar... Doar cu numele. E a noastră cu numele. Uh-huh. Pentru că... Doamne, s-au făcut multe greșeli. De exemplu, uite, hidroelectrica. Da. Hidroelectrica au intrat în insolvență. Pentru că șmecherii vindeau, cumpărau curent plafonat. Da. Și, de exemplu, produceau cu 50 de bani și îl vindeau cu un leu jumate. Ai înțeles? Dar intrau în beneficiu șmecherilor care făcuseră contractele înainte cu hidroelectric. A venit unul deștept, să nu-i dau nume, că după aceea cine știe, poate avea probleme cu asta. A venit unul foarte deștept și a zis în felul următor: dom'le, vreți să scăpăm hidroelectrica? Dar hai să intrăm în insolvență. A ținut-o în insolvență. Când alții vroiau să o prăpădească, să o vândă pe nimic, a adus-o la zero și acum acțiunile sunt de 10-15 ori. Pentru că omul sfințește locul. Cei doi acum care au făcut treaba asta cu hidroelectrica ar trebui să fie ministrul industriei 1 și celălalt ministrul economiei. Ministrul economiei. Da. Uite, nu scăpau de datorii. Asta le-a și omorât. Că dacă n-aveau, dacă aveau datorii la bancă, nu-l omorau. Da, da, da. Bine, a devenit prea independent. Era riscul, știi, că a vrut să-și facă bancă cu Arabia. Știu. Dar Nemitică, cât avea datorii atunci? Mai ții minte? Cât a fost datorie? Vreun miliard? Nu, vreo 13 miliarde. Vreo 13 erau miliarde? Bani. 13 miliarde atunci, 13 miliarde atunci erau cam... 60 și acum. Noi la câte miliarde suntem acum? La 176 de miliarde. Și pe el l-a omorât pentru 13, nu? Nu l-a omorât. Păi nu, pentru că a dat banii înapoi. Da, a dat banii înapoi. Da. Da, mai zi, da. Bine, zi. Gorbaciov. A scăpat-o din mână, Gorbaciov. Gorbaciov, am văzut și serialul ăsta acum. Mă și mir cum americanii l-au lăsat să trăiască. Cel mai mare trădător, Gorbaciov a fost. Spune-mi un lucru. Și războiul ăsta cu Ucraina tot datorită lui Gorbaciov. Iar îți spun. Ce facem? Nu datorită. Din cauza, poftim. Râd băieții, știi că râd cu lucrurile. Din cauza.